Pentru pești, în relațiile prietenii și protectorii, poate să apară entuziasmul, creativitatea, ambiția, independența, relații creative. Frustrările pot să apară pe carieră, ele pot să aducă ceva nervozitate, ceva spirit mai influențabil, poate să aducă și lipsa de realism în plan financiar și relații mai tensionate. Pot să apară și atitudini contradictorii, ceva exagerări, tendința de a avea ceva pierderi în zona de afaceri și mici riscuri de sănătate sau de accidente. Vitalitatea este mai scăzută și relațiile pot fi mai marcate de nervozitate. Din 7 decembrie, însă, Neptun este mers direct în pești și aduce în prim plan idealurile, emoțiile, trăirile lăuntrice. Mercur a intrat în Capricorn, în trigonocrație, și vă influențează relațiile prietenii și protectorii. Printr-o capacitate mai bună de organizare, de planificare a ideilor, a eficienței voastre și a analizei și preocupării pentru punerea în practică a lucrurilor care sunt mai ușor de pus în practică. În carieră apare dorința de lux, de a cheltui mai mult, să depun eforturi, dar fără ceva rezultate. Orgoliu poate să fie mai mult în această perioadă, afaceri care merg ceva mai slab, relații ceva mai deschise cu alte persoane. Și poate unor ceva exagerări. În 8 decembrie, luna plină din Gemeni vă luminează familia și căminul. Cei care simt această influență a lunii pline sunt zodii cum ar fi Gemeni, Săgetător, Fecioare, Pești. Rezultatele folosirii informației, a principiilor, a valorilor, în dorința de a schimba ceva, pot să influențeze familia, căminul, relația părinții, ceea ce ați început probabil cu 6 luni în urmă la luna nouă din Gemeni. Din 10 decembrie, Venus va intra în Capricorn, în trigonocrație, influențează relațiile prietenii și protectorii, prin rațiune, prin spirit practic, prin lucruri concrete, lucruri care țin de afectivitate și care pot să dea mai ușor impresia de lipsă de sentimente și chiar de folosirea relațiilor pentru a se atinge obiectivele stabilite.